Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit! Astăzi vom vorbi despre cea mai performantă metodă medicală. O metodă revoluționară, aș putea spune. O metodă prin care, iată, putem afla cu timp înainte dacă suntem predispuși anumitor afecțiuni. Putem afla diagnosticul pe care îl avem, deci o evaluare a întregului organism, a sănătății, bineînțeles, și prin această metodă, prin această medicină integrată, cum este ea numită, putem trata foarte multe afecțiuni, aproape pentru întreg organismul. Afecțiuni ale rinichilor, ale ficatului, ale plămânilor, afecțiuni psihice, de ce nu, afecțiuni reumatice, afecțiuni cardiovasculare, deci practic se adresează întregului organism. Cum este posibil acest lucru, vom afla imediat, chiar de la invitații mei speciali de astăzi, doamna doctor Mihaela Hanganu, medic internist. Bună ziua, bine ați venit în emisiune. Bună ziua, bine v-am găsit. Și domnul Dan Hanganu, manager. Bună ziua și dumneavoastră, bine ați venit alături de noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Domnule Hanganu, pentru început aș vrea să ne explicați puțin, iată, ce înseamnă de fapt Science Med, da? Și care sunt beneficiile acesteia. Sigur. Science Med vine din science, limba engleză înseamnă știință, med medicală. Deci este știință medicală. Este o metodă bazată pe cercetare științifică, pe studii clinice, care a reușit pentru prima dată să pună împreună medicina alopată și cele mai performante metode din medicina, să spunem, naturistă sau alternativă. Aici vorbim despre medicină cuantică sau biorezonanță, vorbim despre electrostomatografie, vorbim despre homeopatie, fitoterapie, gemoterapie, terapie florală Bach. Practic, ideea de medicină integrată Science Med s-a născut de la următoarea întrebare. Fiecare metodă medicală în parte are anumite limitări și s-a pus problema dacă s-ar prelua cele mai performante metode și s-ar crea această metodă de medicină integrată, s-au obținut rezultate mai bune. Ei, rezultatul a fost într-adevăr acela că s-a obținut o metodă, medicina integrată Science Med, mai bună decât oricare dintre celelalte metode luate în parte. Noi suntem în România din 2009, avem în acest moment deschise clinici în 4 orașe mari, este vorba de București, Buzău, Cluj și Timișoara. Am încercat să asigurăm o acoperire națională în așa fel încât pacienții noștri să ajungă la una dintre clinicile cele mai apropiate, și avem până în acest moment aproximativ 20.000 de pacienți deja vindecați. Sunt rezultate cu care noi ne mândrim, sunt deja fapte, nu sunt doar vorbe. Și avem în acest moment, zicem noi, cea mai performantă medicină care există în România. Și marele avantaj al medicinii integrate Science Med este acela, de fapt ele sunt mai multe, dar o să încerc să vă spun principalele trei mari avantaje pe care le oferă medicina integrată Science Med. Prima este faptul că noi facem o detecție a stării de sănătate sau de boală la trei niveluri. La nivel energetic, la nivel celular și la nivel organic. Din acest motiv reușim să facem o diagnosticare foarte, foarte precisă. Deci noi investigăm pacientul și putem afla și cu timp înainte dacă absolut suntem predispuși absolut unei anumite afecțiuni. Absolut. Un alt lucru care ne face unici în România este faptul că noi individualizăm atât diagnosticul cât și tratamentul. Pentru noi fiecare pacient este unic. Și noi reușim să stabilim pentru fiecare pacient un diagnostic și stabilim un tratament pe care putem să-l și verificăm. Aici este un lucru foarte interesant. Deci noi, în momentul în care medicul, în ședința de consult, stabilește sau gândește un anumit remediu pentru pacient, îi dă un remediu pacientului și îi repete investigația și poate să vadă imediat dacă acel medicament sau remediu este potrivit pentru pacient. În acest fel se obține nu numai o individualizare, dar suntem siguri că atunci când pacientul pleacă de la noi, pleacă cu un tratament care este eficient pentru el. Deci nu este nevoie să-i administrăm 2-3 luni un anumit medicament ca după aceea să constatăm că acel medicament nu este eficient. Noi vedem imediat dacă este eficient tratamentul și în momentul în care pacientul pleacă de la noi, este clar că îl ajută. Este un tratament pentru pacientul respectiv. Și un alt element care ne face, zicem noi, unici în România, este faptul că noi analizăm pacientul din punct de vedere holistic. Pacientul nu este doar o sumă de organe. Pacientul înseamnă
Și energie înseamnă câteva milioane de celule. E, faptul că noi îl analizăm ca un întreg ne ajută foarte mult. Și aici un rol esențial îl are și homeopatia. Homeopatia ne place sau, cum să vă spun, e așa o mândrie pentru noi faptul că a fost făcută, să spunem, cunoscută în lume de către Hahnemann, care a făcut cercetările la Sibiu, la Bruckenthal, și vreau să vă spun că la acest moment școala românească de homeopatie este în topul mondial al medicilor homeopați. Stimați telespectatori, nu uitați, aveți numere de telefon afișate pe ecran, numere de telefon la care puteți obține informații, detalii despre tema emisiunii noastre de astăzi. Așa cum vă spuneam, iată cea mai performantă metodă medicală, medicina integrată, o metodă neinvazivă, o metodă prin care puteți primi o evaluare a stării de sănătate pentru întreg organismul, o metodă prin care puteți scăpa de foarte multe afecțiuni, precum afecțiuni neurologice, cardiovasculare, afecțiuni ale stomacului, ale rinichilor, ale ficatului, afecțiuni reumatice, de ce nu? Și aici sunt peste 200-300 de forme reumatice. Bineînțeles, ale pancreasului, ale plămânilor și, cum vă spuneam, pentru întreg organismul. Iată, invitații mei de astăzi v-au explicat cum este posibil acest lucru. Practic, se merge la nivel de celulă prin această metodă, plus la nivel energetic, pentru că de la nivel energetic încep să apară bolile, apoi la nivel de celulă, cum vă spuneam că celula este unitatea de bază structurală și funcțională a tuturor organismelor vii. Așadar, dacă celulele sunt sănătoase, ne regăsim echilibrul energetic prin aceste metode, putem trăi sănătos până la adânci bătrâneți. E mult mai ușor să tratezi ceva ce este în fază incipientă decât dacă este o boală declanșată la nivel organic. Este mai ușor și pentru noi ca terapeuți și pentru pacient și durează, bineînțeles, mai puțin. Evident că, așa cum spuneam și cum foarte frumos ați început prezentarea, sănătatea înseamnă armonie. Medicina integrată Science Med oferă această armonie. Este o armonie nu doar a individului cu lumea în care trăiește, ci este și o armonie în interiorul individului, între nivelurile diferite care alcătuiesc ființa umană, între câmpul informațional energetic, funcționarea celulară, starea mentală emoțională și partea organică fizică. Această armonie nu se poate obține numai prin medicină clasică. Din nefericire, medicina clasică, deci este foarte importantă pentru noi și noi suntem cadre medicale, este limitată. Noi mergem un pic mai departe de corpul fizic și încercăm să descoperim acel germene. Îmi place să le explic pacienților să-și imagineze sămânța unei plante, unei plante parazite, care la început nu o vedem, este undeva ascunsă sub pământ și aceasta este partea informațională energetică. Dacă o lăsăm să se dezvolte, începe să se vadă deasupra pământului, acesta este deja nivelul funcțional celular, iar în momentul în care ea crește și invadează solul și omoară tot ce este în jur, este deja o fază foarte avansată de boală. Este faza organică sau faza funcțională severă. Deci trebuie să înțelegem că boala apare cu foarte mult timp înainte ca noi să fim conștienți de existența ei. Și boala nu este ceva limitativ. În terminologia medicinii clasice, boala înseamnă să avem simptome și să avem modificări în analizele de laborator și în analizele imagistice. De fapt, boala înseamnă mult mai mult. Înseamnă dezechilibru, înseamnă exact cum vă spuneam înainte, un dezechilibru la început, la nivelul câmpului informațional energetic, apoi celulele încep să se agite și încep să lupte împotriva acelui dezechilibru și atunci vedem lucrul acesta pe electrosomatografie cu mult timp înainte de a avea modificări în analizele clasice, care deja înseamnă că avem o tulburare funcțională mult mai globală la nivelul organului și a țesutului respectiv. Deci, medicina integrată Science Med vine cu niște avantaje enorme. Tocmai pentru că sunt și dezavantaje. Dezavantaje nu am descoperit până acum. Unii ar considera dezavantaj în anumite boli grave o perioadă mai lungă de tratament. Adică aici nu ne putem aștepta într-o boală care durează de zeci de ani să dispară simptomul într-o săptămână sau într-o lună. Mulți pacienți ai noștri sunt obișnuiți astfel din medicina clasică. Ei sunt obișnuiți să iau o pilulă care să suprime un simptom și să spună vai ce minunat este.
Din păcate, asta nu înseamnă vindecare. Dispariția simptomului sau absența lui nu înseamnă vindecare. Deci asta putem să considerăm, sau unii ar putea considera că ar fi un dezavantaj. Alte dezavantaje nu există. Este o metodă fără efecte secundare, pentru că utilizăm foarte puțin medicația alopată, acolo unde chiar se impune și starea clinică a pacientului este extrem de gravă, pentru că deci poate merge simultan poate pacientul merge simultan, și fără cu tratamentul probleme, alopat, da? Pentru că tratamentul alopat acționează pe simptom și uneori echilibrează anumite funcții foarte dezechilibrate, lăsând timp metodelor profunde să acționeze. Merge la efect, nu la cauză, tratamentul alopat? Alopat acționează pe efecte, da, pe simptome, iar simptomele sunt de fapt niște strigăte de ajutor ale organismului. Noi nu trebuie să suprimăm aceste strigăte de ajutor, trebuie să le interpretăm, să le înțelegem și să le dăm înțelesul corect. Și înțelesul corect nu-l poate da decât medicina integrată, Science Med, și aceste metode profunde care înțeleg acest tip de ajutor al corpului, începând de la nivel foarte, foarte profund, de la nivelul câmpului informațional. Deci, celelalte metode pe care le aplicăm merg către ameliorare profundă, la nivel de mental-emoțional, la nivel de reacție celulară, pentru că celulele noastre au această capacitate din naștere, astfel este construit corpul omenesc să se autoregleze. El reușește să facă lucrul acesta perioade lungi de timp, dar la un moment dat el obosește și atunci începem să ne simțim rău. Dar este deja o fază tardivă și noi nu trebuie să suprimăm această fază. Sigur, nu este deontologic să lăsăm pacientul să sufere. Vom apela la un medicament alopat dacă se impune. Dar ideea este să intervenim profund la nivelul evoluției suferinței, să-i modificăm evoluția naturală, să îi modificăm cursul și potențialele complicații care de obicei apar. Așadar, stimați telespectatori, iată o metodă neinvazivă, o metodă fără contraindicații, se pot adresa, iată, persoane indiferent de vârstă, indiferent de afecțiune. Așa cum vă spuneam, într-un termen relativ scurt, pentru că dacă este vorba de 2 ore, este scurt, pentru că nu batem la ușa multor cabinete pentru a afla starea generală de sănătate a întregului organism, o putem afla în aproximativ 2 ore, da, în aceste clinici. Prin această metodă, iată, cum spuneam, revoluționară, prin medicina integrată și, bineînțeles, ulterior vă puteți trata, puteți ameliora, puteți scăpa de foarte, foarte multe afecțiuni. Afecțiuni, așa cum vă spuneam, neurologice, cardiovasculare, afecțiuni ale plămânilor, ale stomacului, ale rinichiului, afecțiuni reumatice și multe, multe altele. E adevărat că lumea noastră modernă este o lume foarte agresivă pentru imunitatea noastră. Și atunci, aproape toți avem momente în care imunitatea noastră se prăbușește. Dar aici este un mare avantaj al medicinii integrate ScienceMed. Faptul că noi facem această detecție și la nivel energetic și la nivel celular, noi putem să vedem aceste scăderi de imunitate și putem să intervenim imediat și putem să ajungem la... Noi asta ne dorim, ca oamenii să nu se mai îmbolnăvească. Deci noi putem interveni din timp în așa fel încât oamenii să nu se mai îmbolnăvească. Deci putem să ajungem la așa zisă utopie, că în momentul ăsta este greu de crezut că vom ajunge într-o societate în care nu vor mai fi bolnavi. Dar cu medicina integrată ScienceMed se poate face acest lucru. Acum, din păcate, cultura noastră în România este aceea de a ne duce către medic atunci când suntem deja foarte bolnavi. Și la noi, majoritatea pacienților sunt pacienți foarte gravi, cu patologii diverse. Câteodată sunt colegi care din țară care ne spun, vin pacienți care au atâtea afecțiuni cât jumătate din cartea de medicină internă. Deci nu vine un pacient cu o singură afecțiune, vin oameni foarte grav bolnavi, oameni care au boli cronice de zeci de ani unii dintre ei. E adevărat, ei vin la noi ca la, să spunem, ultima șansă. Deci după ce au trecut prin toate spitalele, după ce au trecut prin toți profesorii universitari, când nu mai au nicio șansă, sau mă rog, nu li se mai dă nicio șansă de acolo, vin către noi. Ceea ce este foarte interesant este că noi și pe acești oameni îi putem ajuta. Statistic, pentru că eu ca manager fac foarte multe analize statistice, gradul de vindecare sau de pacienți pe care noi am ajutat este de 82%. Spre comparație, Organizația Mondială a Sănătății recunoaște că medicina alopată are un grad de aproximativ 30%. Cu alte cuvinte,
noi avem o rată de succes de 3 ori mai mare decât rata mondială. Și vorbim de rata mondială unde se ia media. Probabil în România rata este sub acest 30%. Rata reală de succes a medicinei alopate. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că medicina integrată Science Med chiar se poziționează în avangardă. Reușim să ajutăm la modul real foarte mulți pacienți cu boli foarte grave. Sigur, ne-am dorit toți să vină la noi pacienți care încă nu au patologii foarte grave, să putem să investigăm, să le creștem imunitatea, să aplicăm tratamentul energetic în așa fel încât să nu se mai bolnăvească. Dar, din păcate, în acest moment noi ne luptăm cu boli foarte grave și reușim să ajutăm foarte mulți oameni. Este, dacă doriți, o luptă pe care oamenii noștri o duc în fiecare zi. O să vă spun câteva cuvinte ce se întâmplă cu un pacient când vine la noi. Deci un pacient, în primul rând, este analizat din punct de vedere holistic într-o consultație de medicină integrată, care durează 2 ore, 2 ore și jumătate. Imaginați-vă ce efort este și pentru un medic să stea de vorbă cu un pacient 2 ore și jumătate. Avem mulți pacienți care vin și ne spun, dar noi n-am stat în viața noastră de vorbă atât de mult cu un medic. Majoritatea medicilor fac o consultație, dacă puteți imagina, mai puțin de 4 minute în România. Asta tot statistic. Deci, cum poți să cunoști un pacient în 4 minute? Da? La noi durează 2 ore și jumătate. Este analizat din punct de vedere energetic, este analizat din punct de vedere celular, organic. Homeopatic, îi se face un consult homeopatic. În momentul acela... Personal medical calificat, absolut, să precizăm, deci, și acest lucru. Toți salariații noștri sunt medici și asistente medicale certificați. Deci nu au altfel de calificări, toți sunt medici. În momentul în care s-a făcut această diagnosticare a pacientului, medicul deja are în minte un tratament pentru pacientul respectiv. Gândește acest tratament, îl verifică dacă tratamentul este eficient sau nu este eficient pentru pacient. Pentru frecvențele energetice dezechilibrate, sunt niște pastiluțe pe care noi le impregnăm cu aceste frecvențe și pacientul le poate lua acasă pentru a se reechilibra energetic. Asta este utilă în special pentru pacienții care vin de departe. Nu toți pacienții sunt de la o distanță. Avem pacienți care vin de la 300 de kilometri, de la 350 de kilometri. Noi ne-am sărit să acoperim toată țara cu cele 4 clinici ale noastre din Buzău, București, Cluj și Timișoara. Dar totuși sunt distanță. Oamenii aceia chiar fac niște eforturi să vină la noi și reușim să avem rezultate extraordinare și cu aceste pastile impregnate cu frecvențele energetice. În momentul în care pacientul pleacă de la noi, el are un tratament personalizat și eficient. Și ce este mai interesant este că nu este atât de scump. Noi ne bazăm în special pe remedii homeopatice, fitoterapice, încercăm să reducem cât mai mult posibil numărul de medicamente chimice. La noi vin pacienți, credeți-mă, sunt unii care au câte 2 pagini de medicamente. 10-12 medicamente. Sigur, nu le putem reduce brusc pe toate, pentru că ar apărea dezechilibre în organism. Dar într-un timp de 2-3 luni, reducem și nu rămân mai mult de maxim 2 medicamente. E, pacientul respectiv, dacă are posibilitatea să vină să facă și tratamente energetice, este deja succesul aproape garantat. Așadar, această metodă revoluționară, aș putea spune, poate ameliora foarte multe afecțiuni. Afecțiuni reumatice, afecțiuni cardiovasculare, ale plămânilor, ale rinichiului, ale rinichilor, afecțiuni ale ficatului, afecțiuni psihice, aș putea spune, de ce nu, efectiv pentru întreg organismul. Cert este că medicii, iată, personalul medical calificat de la aceste clinici, va sta de vorbă cu dumneavoastră,
noastră și va găsi tratamentul potrivit în funcție de afecțiunea sau afecțiunile pe care le aveți. Vă reamintesc că alături de mine invitat special doamna dr. Mihaela Hanganu, medic internist, și domnul Dan Hanganu, manager. Așadar, iată o metodă revoluționară, o metodă prin care dumneavoastră spuneți că peste 20.000 de pacienți au fost vindecați. Chiar și afecțiunile grave pot fi ameliorate prin această metodă. Important este să mai trăim ceva în plus, indiferent până la urmă și o zi este importantă dacă o trăim, sau atâta timp cât trăim, să trăim fără dureri, pentru că acesta este primul pas. Avem pe site-ul nostru un așa numit ghid de vindecare. S-a muncit câteva luni la realizarea acestui ghid de vindecare. Pacienții îl pot descărca gratuit, deci este echivalentul unei cărți de peste 150 de pagini, unde sunt foarte multe sfaturi utile, sunt foarte multe cazuri prezentate. Deci noi pe blogul de pe site-ul nostru avem câteva sute de cazuri rezolvate din 2009 până acum. Și sigur, aici am încercat să facem o selecție. Pe site-ul nostru, pe sciencemed.ro, pacienții pot citi foarte multe informații care le sunt utile și legate, exact de ce spunea doamna doctor, legate de schimbarea stilului de viață. Sigur, nu e întotdeauna ușor să schimbi stilul de viață, dar cu medicina integrată SciencemED, noi încercăm să contracarăm marile probleme pe care le are societatea noastră modernă. Vorbim de stres, vorbim de tulburările de somn, vorbim de acest smog. Toată lumea are telefoane mobile, deci nimeni nu-și pune problema, sunt persoane care își pun, dar destul de puțin, problema dacă acele radiații pe care le produce un telefon mobil afectează sau nu sănătatea. Sunt studii, dar nu are rost să detaliem. Faptul că eu am dovedit deja că pot să ajut zeci de mii de oameni, este clar că pot să ajut și din acest moment încolo alte câteva zeci de mii de oameni. Acesta este caracterul științific, nu este ceva întâmplător, deci nu că s-a întâmplat să pot să ajut un pacient. Deci în momentul în care eu am dovedit că pot să fac un lucru, pot să reproduc acele rezultate. Acesta este caracterul științific al metodei. De asta se numește SciencemED. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, nu uitați, aveți numărul de telefon al emisiunii noastre afișat pe ecran, număr de telefon la care așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.